Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi e o zi foarte frumoasă afară. Este soare și tocmai ce am primit de dimineață un telefon. Du-te și tu și fă o suplimentară. De fapt, două suplimentare. Că a plecat un șofer în excursie la Moeciu să aducă un grup de copii și a băgat două microbuze în locul la un autocar care trebuie să fac în principiu cursa pe care o aveam eu înainte, doar că pe traseu de zi, nu de seară, adică schimbul 2, nu schimbul 3. Și în loc de un autocar a băgat două microbuze, deci o să împărțim oamenii, ca să zic așa, o să ni selectăm. Iar apoi, după cursa cu angajați, adică după cursa cu personalul din fabrică, o să îi ducem pe cei de la birouri, care sunt mai puțini și merge cursa mai repede puțin. Am trecut, înainte să plec acum, am trecut pe la un prieten, i-am lăsat două hârtii din alea de amiabile, că a avut nevoie, și am fugit repede. Adică a fost în drumul meu, bineînțeles, nu am trecut. De asta zic. Și cum ziceam, este o zi foarte frumoasă afară. Zici că e duminică. Cred că sunt 13 grade, dacă nu mai e bine de atât. Trebuie să ajung la Pantelimon, mă așteaptă acolo oamenii. Am de făcut mai multe stații, și la Republica, și la Faur, la Poarta 4, mai multe stații. Uite-l pe colegul, e în așteptare, își așteaptă oamenii. A început să iasă lumea afară din case, văd, dacă e foarte frumos afară, toată lumea mișuna. Ceva lucrări aici, era o cale ferată mai veche și vrea să o scoată din pământ, să o scoată cum ar veni de tot, din uz, pentru că mereu zice că se strica șina tramvaiului din cauza ei, că, nu știu, erau acolo intersectate, ceva de genul, suprapuse, nu știu exact. Și din cauza asta s-a gândit s-o scoată. Mamă, ce frână am pus ăla din spatele meu. Omul mi-a făcut semn să trec, dar prefer mai bine să opresc ca să fie bine decât să ne încurcăm. Unul oprește, unul nu oprește, pietonul face semn că treceți, apoi se răzgândește. Mai bine oprești la trecere și stai acolo, frate, până trece omul și la revedere. Nu stai să te încurci, te iei pe el. Știi tu ce gândești el sau ce e mintea lui. Frâna la tine. Și așa că mai bine oprești decât să faci prostii. Cei care ați văzut videoclipul ăsta sau care vă uitați în momentul ăsta, deci cei care ați trecut cel puțin o dată pe aici, pe Paladi, și ați trecut pe șinele astea de tramvai pe aici, cred că și pe voi vă enervează șinele astea la culme. Nu știu când o să se repare sau când o să le facă și ei ca lumea, ca să poți să treci. Mă mir naiba că nu sare tramvaiul după șinele alea acolo. Locurile lui Negoiță. A dărâmat fabrica unde aveam eu oamenii, Rom Cartonul de fapt, și a făcut blocuri.
poate e mai avantajos, bănuiesc, pentru el. Așa. Așa că a făcut globuri. Este posibil pe 20 și pe 21 a doua, weekendul acesta, să am o excursie, un traseu de două zile cu niște doctori care fac analize gratuite în zonele astea defavorizate, în comune, în sate. Eu am mai fost cu ei plecat și a fost bine, a fost super ok traseul. Ce să zic, sper să nu se anuleze sau să se închidă ceva sau chestii de genul. Ultima oară când a trebuit să merg cu ei la Craiova, s-a anulat din cauza faptului că unul dintre ei a făcut coronavirus și m-a anunțat în ultima clipă, seara când trebuia să plec, vineri seara, m-a anunțat, a spus nu mai pleca, că se anulează tot pentru că am făcut coronavirus și e periculos. Și culmea, eu stătusem pe lângă el, bine, nu chiar așa, dar bine, am purtat mască, toate astea de protecție le-am respectat, am respectat un metru, un metru jumate distanță și e bine că eu n-am avut nimic, n-am avut absolut nimic. Acum când ar trebui să plecăm, tot la Craiova ar trebui să mergem. Nu știu dacă se reia activitatea care s-a lăsat baltă ultima oară sau dacă o ia de la început și începe cu sfârșitul, ca să zic așa. Aici e ceva, o arhivă, nu știu exact, arhiva notarilor sau ceva de genul, din ce am mai auzit și eu. Ia uite, angajăm muncitori și lumea zice că nu-i dă muncă. Că aici e cam zona industrială pe drumul între Tarlale și... Am tot văzut afișe și chestii de genul cu angajăm. Uite ca și aici, angajăm operatori imprimantă format mare, montatori materiale publicitare. 076 și tot așa mai departe. Mereu m-am întrebat, oare aici mai trece trenul sau ceva? Pompierii, cred că au fost să încarce cisterna, că altfel aveau alea pornite. Facem și o faptă bună. Cam înghesuială acolo, dar a intrat și el până la urmă. Oricum n-aveam unde să mă duc în față pentru că era coadă, așa că mă duc și stau înapoi la coadă. Cam aglomerat astăzi, a început lumea să iasă din casă, vremea frumoasă. Mai sunt oameni care vinerea poate nu lucrează și au un weekend mai mare sau vinerea scapă mai devreme și au un weekend mai prelungit, ca să zic așa. Se pare că am ieșit după drumul între Tarlale, intrăm pe șoseaua Găricățelu. Mai puțin și ajungem și timpul trece. Am puțin și ajung la Pantelimon. E ceasul 12:30. Mai avem jumătate de oră la dispoziție. La ora 1 trebuie să fiu la Pantelimon. Aici am făcut eu școala de șofer pentru categoria B. Autosport. Un autocar mare, galben, frumos și vechi. Ideea este că mi se tot aprinde
un bec aici în bord și mamă, fii atent cum a trecut ăla, oamenii treceau strada și el a trecut fără să calce frâna. Deci măcar un pic n-a ciupit frâna. Mi se tot aprinde un martor aici în bord de la ăsta cu apa și nu știu de ce naiba. Frumos, acordăm prioritate. Așteptăm să treacă baba, că cine știe. Aici cred că s-a făcut cord din acela sau ceva de genul pentru ăștia cu coronavirus, că mereu văd smurdul că intră, că iese de aici și de asta mă gândeam că poate s-o fi făcut ceva acolo pentru îngrijirea celor care au coronavirus. Pentru cei care n-ați fost în parcul ăsta de aici niciodată, să știți că este foarte frumos și liniște. Nu sunt bijnițari cu baloane, cu tot felul de chestii din astea. Sunt locuri de joacă pentru copii. Foarte frumos. Dacă sunteți atrași, puteți să veniți, că e foarte frumos. Așa că mâine e sâmbătă. Mai am cursa de noapte din seara asta, scap mâine de dimineață cum ar veni. După care nu știu dacă o să am ceva pentru mâine. Nu știu ce să spun. Ar fi fost bine să fie ceva. Însă să vedem, așteptăm să sune telefonul. Aute, Sitaro. Școala de șoferi pe Sitaro. Eu am făcut o mașină de aia veche, dar am și plătit la jumătate prețul față de cât au dat alții. Mamă, iarăși groapa asta, mă nene, mă, s-a făcut groapa asta. Mă uit câți oameni așteaptă aici în stație și nu-mi vine să cred, mă gândesc oare mai există coronavirusul sau s-a eradicat. Deci, dacă toți oamenii ăștia se urcă într-un autobuz, plus oamenii care sunt deja în autobuz, cred că e nasoală rău de tot treaba. Plus de asta nici măcar nu poartă toți măști. Uite, omul ăla o poartă masca pe nas, pe gât, fata aia o poartă doar pe gură, oamenii aia bătrâni, văd doi oameni mai bătrâni în față, unul o poartă doar pe gură, cealalt doar pe gât. Da, aici, asta e situația. Ce și ITP. La ăștia am fost eu la interviu atunci, la angajare, dar pentru transport persoane, nu pentru aici, pentru în partea cealaltă la timpuri noi. Aici s-au apucat să facă un strand foarte, foarte interesant. S-au apucat acum vreo 2 ani și văd că a rămas așa, nu știu ce s-a întâmplat. Probabil din cauza pandemiei au renunțat să-l mai termine. Așa că aici intrăm în Pantelimon, județul Ilfov. Foarte frumos. Atenție pentru cei care nu știți, trecerea asta de pietoni este foarte, foarte periculoasă și nu e vorba numai despre asta, este vorba despre faptul că aici, pe spațiul ăsta, din mijlocul sensurilor de mers, de obicei stă poliția cu radar sau pistolul sau chestii de genul. Prieteni, eu vă cam las că am ajuns aici la capăt de linie, cum s-ar spune, trebuie să-mi iau oamenii și să-i dau bătaie la cursă. Nu o să pot să filmez cu oamenii în mașină pentru că n-aș vrea să expun anumite discuții între persoane
pe canalul de YouTube. Vă salut și multă baftă. Ne vedem la următorul videoclip.